Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat faptul că susține introducerea pe ordinea de zi a inițiativei fără penal în funcții publice la Senat, care este for legislativ decizional în acest caz. El spune că dacă inițiativa trece de Parlament, guvernul este obligat ca în 30 de zile să organizeze referendumul pe această temă. Conform Digi24, a fost o solicitare inițiativa fără penal în funcții publice. Chiar eram președinte al Camerei în legislatura trecută, a trecut de Camera Deputaților, inițiativa fiind în momentul acesta la Senat. În momentul în care se va da votul din Senat, guvernul este obligat ca în termen de 30 de zile să organizeze referendumul. Ținând cont că nu mai există pandemia, din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă să organizăm acest referendum. În momentul în care va intra pe ordinea de zi, decizie pe care o iau Comitetul Liderilor, o să-i recomand liderului PSD să susțină introducerea pe ordinea de zi. Va merge la vot și în 30 de zile guvernul va fi obligat să voteze, a declarat Marcel Ciolacu. Deputații au adoptat miercuri decizional o propunere legislativă care instituie interdicția participării la alegerile prezidențiale pentru persoanele care au la data depunerii candidaturii condamnări penale definitive. Camera Deputaților a votat pe 27 iunie 2020 proiectul de lege fără penal în funcții publice. Pe 30 august 2021, Ciolacu a declarat că inițiativa ar trebui să fie introdusă de urgență pe ordinea de zi a Senatului. Senatul a încercat pe 12 noiembrie 2020 să adopte inițiativa, însă ședința biroului permanent al Senatului de atunci, convocată la solicitarea USR, nu a avut loc din cauza lipsei de quorum. Pe 9 aprilie 2019, Curtea Constituțională a României a validat constituționalitatea inițiativei.